Unde din este supus la această oră unei intervenții pe cord deschis? O echipă de medici de la Spitalul Floreasca îi va face mai multe bypass-uri coronariene. Vasile Marcu este la spital și ne oferă detalii. Bună ziua, Marcu, ai stat de vorbă cu medici? Ai aflat când va fi încheiată operația? Deocamdată nu au făcut niciun fel de declarații. Cert este că intervenția chirurgicală a început cu aproape o oră în urmă. Este o intervenție foarte laborioasă, va dura cel puțin 5 ore, asta în funcție de cum reușesc medicii să se descurce, în funcție de ce găsesc atunci când în timpul intervenției. Însă spunea că vor face mai multe bypass-uri, asta înseamnă că vor încerca să elimine zonele din arterele coronariene care sunt afectate, care sunt înfundate și le vor înlocui cu alte bucăți din venă pentru a permite un flux mai bun sanguin care să inunde mușchiul inimii. Marcu, îți mulțumesc!